Disciplină fără discuții. Polițiștii locali din municipiul Suceava aplică zilnic amenzi conducătorilor auto care își parchează mașinile în sensul giratoriu de lângă Casa de Cultură, la intersecția celor două străzi, Vasile Bumbac și Ciprian Porumbescu, la doi pași de intrarea în parcarea subterană. Parcare care, de la introducerea taxei de 2 lei pe oră, este mai mult goală. Polițiștii locali scriu procese verbale de sancționare șoferilor care nu respectă regula parcărilor fără avertismentul scris în prealabil. În mod frecvent sunt aplicate amenzi pentru șoferii care își lasă mașinile în acest sens giratoriu și nu folosesc parcarea. Directorul Poliției Locale Suceava, Ovid Doroftei, a precizat că aceste zone centrale sunt monitorizate zilnic de polițiștii locali și se dau amenzi. Sancțiunea pentru oprire este de 290 de lei plus 2 puncte de penalizare. Amenda poate fi achitată în jumătate în termen de 15 zile. Avem în continuare o problemă reală și încercăm să rezolvăm această problemă în centrul municipiului Suceava, unde sunt create și facilități de parcare, însă în continuare sunt cetățenii care nu înțeleg să respecte, mai exact conducătorii auto, care nu înțeleg să respecte reglementările în vigoare, drept pentru care am depășit perioada de avertismente și zilnic se aplică amenzi pentru cei care sunt surprinși oprind, staționând în zone în care este interzis. Mă refer în primul rând la zona strada Meseriașilor, strada Ciprian Porumbescu, sensul giratoriu de la Ciprian Porumbescu, de la capătul străzii Ciprian Porumbescu. Sunt aplicate zilnic sancțiuni contravenționale cu amendă și vom continua până când va înțelege toată lumea că nu e legal, nu e normal să staționezi și să blochezi traficul într-un giratoriu sau pe o stradă. E drept că după 2 săptămâni de activitate intensă și de aplicat amenzi s-a mai diminuat acest fenomen. Cert este că unii au înțeles, alții încă n-au fost surprinși și nu dau curs din proprie inițiativă acestor avertismente repetate.